Șoferul microbuzului de pe linia 191, implicat ieri într-un accident rutier, a murit noaptea trecută la spital. Aceasta este a doua victimă a accidentului teribil care a avut loc ieri pe strada Bucovine din sectorul Ciocan al Capitalei. Tragedia s-a întâmplat după ce o mașină a intrat violent într-un microbuz de pe linia 191. În urma impactului, un bărbat în vârstă de 35 de ani, care se afla în vehicul, a murit pe loc. Doi răniți rămân în continuare internați la Institutul de Medicină Urgentă cu multiple traumatisme. Poliția a deschis o cauză penală pentru a stabili toate circumstanțele accidentului.